Suntem chemați de Dumnezeu la o misiune specială în lumea în mijlocul căreia trăim. În mijlocul unei lumi zbuciumate, în mijlocul unei lumi care aleargă după ceea ce nu satură, copiii lui Dumnezeu sunt chemați să dea o direcție și să fie o lumină pentru oamenii în mijlocul cărora trăiesc. Textul pe baza căruia aș dori să construim mesajul din această ocazie se găsește în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15 și versetul 16. Este un text care de multe ori ne temem să-l studiem, ne temem să-l citim, pentru că deseori ne lovește direct în inimă. Însă, chiar și prin aceste versete, Dumnezeu dorește să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Și textul din 1 Ioan, capitolul 2, cu 15, spune astfel: Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Scumpii mei frați, am fost chemați de Dumnezeu la o misiune specială, aceea de a fi altfel decât este lumea din jurul nostru. În timp ce lumea aleargă după anumite lucruri, creștinii sunt chemați să alerge după alte lucruri. În timp ce lumea se comportă și vorbește într-un anumit fel, Biserica lui Hristos este chemată să se comporte altfel, așa cum îi place lui Dumnezeu. Într-o lume în care valorile sunt cele materiale, copiii lui Dumnezeu sunt chemați să pună preț pe valorile cerești, valorile lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ne cheamă Dumnezeu să-L reprezentăm, nu doar prin cuvintele noastre, ci și prin felul nostru de a trăi, prin valorile pe care le avem și prin viața noastră. Sunt câteva lucruri pe care, cu ocazia aceasta, aș dori să le subliniez. Pentru că, frații mei, privind la spectrul societății creștine, orice om, nu trebuie să fii pastor ca să-ți dai seama, că din ce în ce mai mult linia de demarcație dintre copiii lui Dumnezeu și lume începe să fie din ce în ce mai fluidă. Și oamenii care ar trebui să-L reprezinte pe Dumnezeu, de cele mai multe ori împărtășesc aceleași valori pe care le împărtășește lumea aceasta. Eram în urmă cu mai mulți ani la liceu, eram împreună cu mai mulți colegi și așteptam într-una din zilele săptămânii metroul în București. Și în timp ce eram un grup de băieți și fete mai mulți, cineva se apropie de noi și ne spune: măi, voi sunteți creștini? Voi sunteți creștini? A rămas surprins, fraților, că nu era nici sâmbătă, nu era nici duminică, și totuși ceva le-a atras atenția oamenilor că acei tineri erau altfel. Era cu ani de zile în urmă ocazii în care dacă te duceai într-o localitate, sâmbăta, și nu știai biserica unde este, trebuia să te uiți pe stradă și trebuia să recunoști un creștin, un adventist care se duce la biserică. Și erai sigur că dacă mergi după persoana aceea, vei ajunge la biserică. Astăzi, frații mei, s-ar putea să nu mai găsim biserica în unele ocazii. Pentru că de multe ori creștinii, de la înfățișare, de la valorile pe care le împărtășesc, de la felul de a fi, de la vorbire, de la modul de a-și trăi viața, de multe ori nu se mai deosebește de cei din lume. Și totuși, pentru timpurile în care noi trăim, pentru vremurile acestea ale sfârșitului, Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune:
nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Frații mei, sunt câteva lucruri pe care le purtam în suflet de mai mult timp și în timp ce mergeam cu mașina spre biserică, vă spun, mă gândeam la altă predică pe care avem pentru ocazia aceasta. Dar am simțit un îndemn foarte mare din partea lui Dumnezeu să schimb subiectul pentru ocazia aceasta. Pentru că, vedeți dumneavoastră, frații mei, asemănarea cu lumea este un pericol extraordinar de mare pentru fiecare dintre noi. Sunt câteva aspecte pe care Apostolul Ioan le subliniază, câteva direcții mari în care creștinul trebuie să aibă grijă să se deosebească de lumea în mijlocul căreia trăiește. Primul dintre aceste aspecte este, după cum spune Apostolul Ioan, pofta firii pământești. Pofta firii pământești. Frații mei, este vară. Pentru cei mai mulți dintre noi se apropie vremea concediilor. Și o să mergem în România sau unde ne-am gândit să ne petrecem concediile. Atunci când Dumnezeu vorbește despre pofta firii pământești, Dumnezeu vorbește despre creștin, chiar și atunci când este în concediu, chiar și atunci când se bucură, chiar și atunci când se relaxează, creștinul, frații mei, se deosebește de lumea în mijlocul căreia trăiește. Pentru că și în concediu creștinul continuă să fie reprezentantul lui Dumnezeu. Nu putem să ne luăm concediu de la a fi creștin. Putem să facem lucrul acesta? Niciodată. Că suntem în concediu, că suntem acasă, cu toții continuăm să fim creștini. Scumpii mei frați, de multe ori, în felul nostru de a încerca să ne arătăm bucuria, trecem peste barierele în care conștientizăm că ar trebui să fim diferiți de lumea în mijlocul căreia trăim. Creștinul, frații mei, ar trebui să fie vizibil și pe rețelele de socializare ca fiind creștin. Frații mei, de bucuria concediilor, deseori, din întâmplare, îmi apar poze pe Facebook sau pe alte rețele de socializare cu oameni care ar trebui să fie creștini și în concedii, frații mei. Și te minunezi uneori de felul în care se bucură unii oameni. Scumpii mei frați, și în concediu Dumnezeu ne spune, nu iubiți lumea, fiți diferiți de lumea în mijlocul căreia trăiți. Deseori, frații mei, observ ocazii în care oamenii, prin felul în care se poartă, prin felul în care se îmbracă, nu reprezintă pe Dumnezeu, ci reprezintă lumea. Și de multe ori văd ocazii în care frați și surori de la biserică dau câte un like și zic ce frumoasă ești sau ce frumos ești. V-ați gândit vreodată, frații mei, că făcând lucrul acesta, de fapt, noi încurajăm asemănarea cu lumea? Când în concediu îmbrăcămintea pe care tu o porți nu reprezintă pe Dumnezeu și postarea pe care o pui pe social media, în ce direcție atrage oamenii care privesc felul în care tu îți petreci concediul sau felul în care mănânci sau felul în care te îmbraci? Și de multe ori este interesant faptul că prin felul nostru de a ne arăta bucuria, suntem un prilej de păcătuire sau o piatră de poticnire pentru alții.
Și deseori, frații mei, să știți că ca pastori, unii părinți aud lucrul acesta spunându-l soțul sau soția sau copiii. Dacă și cu tare de la biserică a făcut lucrurile astea, eu de ce să nu le fac? Eu de ce să nu mă duc acolo unde s-a dus și cu tare? Eu de ce să nu mă îmbrac așa cum se îmbracă și cu tare? Frații mei, sunt câteva lucruri pe care Biblia le vorbește foarte clar și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că creștinul trebuie să se deosebească de lume și în felul în care se îmbracă, și în felul în care își face freza, și în felul în care vorbește, și în toate felurile, pentru că creștinul trebuie să fie reprezentantul lui Dumnezeu pe pământul acesta. Dragă frate și dragă soră, în vara aceasta, lumea va încerca să te atragă să fii la fel cum este ea. Și distracțiile lumii acesteia vor încerca să te îmbie ca și tu să le practici la fel cum le practică lumea aceasta. Să-ți aduci aminte de un lucru. Creștinul nu iubește lumea și nu-i plac lucrurile din lume. Scumpii mei frați, sunt trist când în unele situații văd creștini care declară că ei merg la biserică, care în timpul sabatului îi vezi la biserică și care pe rețelele de socializare îi vezi în club, îi vezi cu paharul în mână sau cu țigarea între degete. Frații mei, păcatul nu ar trebui să existe în viața noastră, dar dacă există, măcar să nu ne lăudăm cu el, pentru că poate să fie un prilej de păcătuire pentru celălalt. Pofta firii pământești. În concediul acesta, frații mei, și în vara aceasta, poate că de bucuria faptului că în sfârșit avem și noi o vacanță, în sfârșit s-a terminat cu restricțiile, în sfârșit putem să ne bucurăm și noi de un concediu bine meritat. Poate că firea noastră pământească ne va face și ne va îndemna să ne bucurăm și noi de tot ceea ce se bucură lumea. Nu uitați, frații mei, că un creștin și în ceea ce mănâncă și în ceea ce vorbește, el face lucrul acesta reprezentându-l pe Dumnezeu. Cât de deseori nu se întâmplă când ne ducem în concediu, mâncăm până nu mai putem. Consumăm lucruri pe care știm că nu sunt sănătoase, dar dacă e concediu, frații mei, creștinul și în concediu îl reprezintă pe Dumnezeu. Pentru că în mod special, în timpul liber și în momentele de recreere, diavolul ne caută ca să ne convingă să ne asemănăm cu lumea. Un alt aspect pe care apostolul Ioan îl subliniază este lăudăroșenia vieții. Scumpii mei frați, când veți merge în concediu în vara aceasta, vreau să vă întreb un lucru. Când vecinii dumneavoastră vă vor întâlni după un an de zile în care nu v-au văzut, când vă veți întâlni cu rudele dumneavoastră cu care nu v-ați întâlnit de mult timp, vreau să vă întreb un lucru. Ce veți prezenta înaintea acestor oameni pe care nu i-ați mai văzut de atât de mult timp? Lumea noastră în mijlocul căreia trăim se laudă cu lucrurile materiale pe care le-au obținut
Și de multe ori se întâmplă, frații mei, că noi, creștinii din diaspora, devenim o piatră de potignire pentru vecinii și rudele noastre din România. Pentru că deseori creștinul care se aseamănă cu lumea se duce acasă și primul lucru pe care îl face atunci când se întâlnește cu rudele și cu prietenii pe care nu i-a mai văzut de mult timp este să bage mâna în buzunar și să zică: auzi, ia vină încoace, ia uite ce telefon mi-am cumpărat. Am muncit un an de zile, ultima generație, fii atent. Ia uite ce ceas mi-am cumpărat, știi cât costă ceasul acesta? 1.000 de euro. Fii atent ce mobilă se duce soția și spune vecinei, fii atent ce mobilă mi-am cumpărat anul acesta, că am schimbat-o pe cea de anul trecut, că s-a demodat. Și frații mei, Biblia spune că lucrurile din lumea aceasta este lăudăroșenia vieții. Și pleacă de la noi din casă ruda noastră și vecinul nostru și se duce acasă și nu se mai înțelege cu soțul și cu soția, că zice: draga mea, trebuie să plec și eu. Păi uite, vecinul și-a luat ultimul tip de telefon și eu mă chinui cu rabla aceasta care este spartă, ecranul este spart de sus până jos, nu mai suport. Și se duce soția acasă și se ceartă cu soțul și spune: dragul meu, tu vezi că nu ești în stare? Păi uite-te la vecinul nostru care a venit acum din străinătate. Ia fi atent, și-a schimbat mobila, și-a mai pus un etaj la casă, și-a schimbat țigla de pe casă. Soția, uite-te și tu cum este îmbrăcată la patru ace, din cap până în picioare. Tu ești în stare de ceva? Frații mei, oamenii din lumea aceasta iubesc lăudăroșenia vieții. Vreau să vă întreb un lucru, frații mei. În concediul acesta, când vom merge acasă, ce vom arăta vecinilor noștri, rudelor noastre, cunoștințelor noastre? Nu ne-au mai văzut de un an de zile și vor aștepta să vadă ce am mai realizat. Știți ce spune Apostolul Pavel, Galateni, capitolul 6, cu versetul 14? În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Frații mei, în vara aceasta, când ne vom duce în concediu acasă, să nu dăm curs acestui îndemn al lumii în mijlocul căreia trăim, să scoatem în evidență realizările noastre, ce am făcut noi într-un an de zile, ci mai degrabă să-L prezentăm rudelor noastre și prietenilor noștri, pe Hristos cel răstignit. Ce frumos ar fi ca vara aceasta să ne ducem acasă și să spunem: dragul meu vecin, anul ăsta am avut o realizare extraordinar de mare. Fumam, nimeni nu știa că fumez. Și prin puterea lui Dumnezeu a reușit să scap de fumat. Și tu poți să faci lucrul acesta. Frații mei, ce frumos ar fi să le îndreptăm oamenilor către ochii către Dumnezeu. Ce frumos ar fi când ne ducem acasă și vecinii noștri, rudele noastre, vin la noi și ne întreabă: ce ai mai făcut anul acesta? Ia să văd ce ți-ai cumpărat, ce ai construit. Să le spui: anul ăsta am o mare realizare. Anul ăsta mi-am predat viața lui Dumnezeu. Într-o lume în care trăim, în care oamenii aleargă după lucrurile acestea, să-L prezinți pe Hristos ca fiind cea mai mare realizare a vieții tale. Să te duci la vecinul tău care are probleme cu soția lui și să-i spui: dragul meu, anul acesta era diavolul să-mi distrugă familia, era să-mi pierd soțul sau să-mi pierd soția, dar prin puterea lui Dumnezeu suntem încă împreună și am reușit să reînviem dragostea. Trebuie să spun și ție secretul acesta. Frații mei, ce frumos ar fi un concediu de felul acesta. Să nu ne trezim, iubiții mei frați, că ne ducem în concediu și suntem mai degrabă o piatră de potignire pentru cei de lângă noi. Pentru că un creștin nu cu lucrurile lumii trebuie să se laude, ci cu lucrurile lui Dumnezeu.
nu cu etajul la casă pe care am reușit să-l punem prin sudoarea frunții, nu cu contul din bancă, cu suma pe care am reușit să o strângem într-un an, nu cu hainele cu care scumpe pe care am reușit să ni le cumpărăm într-un an. Nu cu lucrurile acestea se laudă creștinul, frații mei, pentru că dacă ne lăudăm cu lucrurile acestea, suntem un motiv de cădere pentru cel de lângă noi. Pentru că și el va fi ispitit să alerge după aceleași lucruri după care am alergat noi. Ce frumos este că aducându-ne în țară, în concediu, vecinul nostru și ruda noastră să audă după buzele noastre, măi, anul acesta l-am găsit pe Dumnezeu cu adevărat. Anul acesta Dumnezeu a făcut o minune pentru mine, pentru că șeful mă dădea afară din servici sau chiar m-a dat afară din servici și Dumnezeu m-a ajutat să-mi găsesc un loc de muncă. Anul acesta vreau să spun că am ajutat un om care era pe punctul de a-și pierde viața. L-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Am salvat un prieten care era să-și piardă familia pentru că se luase de prostii și am fost cel prin care Dumnezeu i-a atins inima. Frații mei, când ne vom duce acasă, să nu vadă vecinii noștri telefonul de ultima generație pe care ni l-am luat. Să nu vadă ceasul sclipitor pe care îl purtăm la mână sau hainele parfumate cu care ne-am îmbrăcat, ci să vadă crucea lui Hristos. Pentru că în vremurile din urmă, frații mei, creștinii se vor asemăna tot mai mult cu lumea. Și valorile lumii acestea sunt să arate ce-a mai construit, să arate ce-a mai cumpărat, să arate cu ce se mai mândrește și ce-a mai realizat. Însă creștinul îl scoate în evidență pe Domnul. Ce frumos ar fi ca anul acesta să mergem și să spunem, anul ăsta în sfârșit am încheiat legământ cu Domnul. M-am botezat, mi-am predat viața lui Dumnezeu. Hristos mi-a schimbat anul ăsta viața. Eram pe o direcție rea și greșită și în fața mea era distrugerea. Puteam să mă pierd, puteam să-mi pierd familia, puteam să-mi pierd copiii, dar Dumnezeu m-a găsit. Vecinule, trebuie să spun și ție lucrurile acestea. Lasă mobila, nu asta este importantă. Lasă telefonul, nu alerga după lucrurile astea. Găsește-L pe Dumnezeu, dragă vecine. Când stăm de vorbă cu rudele, să le spunem secretul pe care noi îl avem în sufletul nostru, dragul meu văr sau draga mea verișoară, dragul meu cumnat sau părinți socri sau alții, noi am găsit pe Hristos. Aceasta îmi dă împlinire și aceasta mi-aduce bucurie. Frații mei, să ne aducem prin exemplul nostru o piatră de poticnire în viața celorlalți, ci să aducem mai degrabă soluția. Bucuria, pentru că lumea aceasta pune preț pe lăudăroșenia vieții. Dar creștinul nu se laudă cu altceva decât cu Hristos și cu El răstignit. Cel de-al treilea lucru pe care Apostolul Ioan ne avertizează că trebuie să-l evităm este pofta ochilor. Frații mei, un mod extraordinar pe care lumea noastră îl folosește pentru a se relaxa este pofta ochilor. Și auzi câte un creștin, abia aștept să mă duc acasă, m-am săturat de muncă și dă drumul la televizor și se uită la 10 episoade a unui serial, unul după altul. Și prinde dimineața și sunt în fața televizorului. Pentru că valorile lumii acesteia, frații mei, reprezintă pofta ochilor. Și sunt creștini, frații mei, care nu pot să stea nici măcar sâmbăta, în sabat, fără să scoată telefonul și să verifice ce se mai întâmplă pe internet. Și sunt oameni care trăiesc din ceea ce văd, scumpii mei frați.
în timpul liber, în concediu, e vară. Una dintre cele mai mari metode și cele mai eficiente metode ale diavolului de a ne amesteca cu lucrurile lumii acesteia sunt ochii, ce vedem și cum ne petrecem timpul liber. Copiii noștri le spunem, a, dragul meu sau draga mea, ești în vacanță, poți să te joci de dimineață și până seara pe calculator, ce jocuri vrei tu? Poți să urmărești ce vrei tu pe YouTube și pe Netflix. E vacanță, nu mai suntem părinți în vacanță și copiii pot să se uite și să se joace ce vor ei. Scumpii mei frați, vreau să vă spun un lucru. Nici odată ca până acum nu am văzut mass media, cinematografia mai plină cu educație sexuală, mai plină cu propagandă LGBT ca astăzi. Niciodată n-am văzut mai plină ca astăzi. Și sunt oameni, familii, fete și băieți tineri care urmează să se căsătorească, care ei trăiesc pe baza la ceea ce văd în filme. Credeți-mă, ca pastor, se întâmplă uneori să consiliez oameni, familii tinere, în care soția nu mai poate să-și accepte soțul, să-l iubească, pentru că soțul nu este așa cum vede fata pe Instagram. Și sunt familii, frații mei, nu doar de tineri, ci sunt familii cu experiența căsniciei, în care între soț și soție nu mai există dragoste, pentru că își petrec timpul vizionând cine știe ce fel de telenovele la televizor. Și soțul nu-i la fel de tandru cum este cel care era la filmul respectiv. Sau soția nu se comportă cum a văzut el nu știu ce film. Frații mei, nici nu vă dați seama ce pot să realizeze lucrurile acestea în mintea noastră. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez. Unu, frații mei, tocesc conștiința și fac ca păcatul să nu-l mai vedem cu așa de mare dorință, cu așa repulsie. Și ni se pare că nu mai este nicio problemă ca să te uiți după nevasta altuia. Nu mai este așa mare problemă să cine știe ce lucruri am văzut noi la televizor că s-au întâmplat. Nu mai este nicio problemă. Și păcatul ni se prezintă ca fiind ceva obișnuit, care oricum toată lumea îl face și este la modă. Frații mei, astea fac film, lucrul acesta îl face filmele. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez este faptul că trezește în inima omului dorințe care îl face pe om să nu se mai conducă după principiile lui Dumnezeu, ci după emoții și după sentimente. Scumpii mei frați, conștiința umană a fost creată de Dumnezeu în două niveluri. Și primul nivel este acela al rațiunii și al principiilor. Iar al doilea nivel este acela al sentimentelor și al emoțiilor. Dacă noi hrănim mai mult emoțiile, ajungem dintotdeauna să ne trezim că luăm decizii în viața noastră nu bazate pe rațiune, ci bazate pe emoție. Și te trezești la un moment dat că soția sau soțul își părăsește partenerul. De ce? Nici ei nu știu de ce. Pentru că ani de zile au hrănit niște emoții care la un moment dat le-a spus că partenerul lor de viață nu coincide cu ceea ce ei au văzut. Frații mei, în concediu, foarte mulți oameni își petrec timpul la shopping, să cumpărăm ceea ce n-am cumpărat tot anul. Am muncit tot anul, am strâns bani, de dimineață până seara n-aveam timp nici să respirăm, acum hai să ne ducem să cheltuim. Și toate hainele pe care nu ne-am reușit să le cumpărăm până acum, acum merităm să ne premiem că am muncit pe brânci. Scumpii mei frați, să nu ne mirăm că dezvoltând
dorința aceasta, trezim la un moment dat în noi repulsie pentru lucrurile lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. Știți de ce sunt oamenii lipsiți de motivație să dea un ban atunci când se face o colectă pentru o persoană care trebuie ajutată? Pentru că nu-i mai ajung banii să-și ia ultimele modele de haine. Știți de ce oamenii, atunci când este vorba de cineva în durere și în problemă, trece fără ca să doară sufletul? Pentru că dacă scoate ceva din buzunar, nu mai are cu ce să-și cumpere ultimul model de telefon. Frații mei, să nu ne mirăm că ducându-ne la cumpărături și plecăm de acolo cu sacoșele pline, indiferent cât am dat pe ele, trezim de fapt în noi dorința după lucrurile lumii, nu după lucrurile lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când nu ne-a lăsat sufletul, fraților, ca acel caz care a fost prezentat la biserică, că are nevoie de ajutorare, să nu ne lase sufletul, băi, să nu particip și eu să ajut. De ce? Pentru că lucrurile pe care le vedem cu ochii noștri, lucrurile pe care le dezvoltăm prin achizițiile noastre, frații mei, ne fac să punem mai de preț emoțiile pe noi înșine decât principiile lui Dumnezeu. Creștinul, frații mei, și în vacanță, și în concediu, se ferește de pofta ochilor. Feriți-vă, frații mei, de a petrece ore întregi în fața televizorului, pentru că prin ochii noștri intră lucruri care se așează în mintea noastră și mai devreme sau mai târziu lucrurile acelea vor aduce roade. Și să nu ne mirăm că vor începe să apară probleme în familiile noastre, vom începe să avem probleme cu copiii noștri care au stat de dimineață și până seara pe telefon pentru că era vacanță și aveau voie să facă ce vor, să asculte ce vor, să vizioneze ce vor și la un moment dat ne trezim că și copiii noștri fac aceleași lucruri pe care le-au văzut în film. Știți că un copil până la vârsta de 10 ani a văzut în medie, în filme, până la 20.000 de crime? Până la vârsta de 10 ani văd în medie 20.000 de crime. Vă dați, fraților, seama ce creează lucrul acesta în sufletul nostru? Nu devii criminal, însă tocește ceva în sufletul tău și păcatul nu mai este la fel de înfiorător ca până atunci. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Scumpii mei frați, să ajute bunul Dumnezeu ca în vara aceasta să se vadă cu adevărat că viața noastră s-a produs o reformă și că nu suntem din lume, ci suntem ai lui Dumnezeu. Să se vadă lucrul acesta în hainele pe care le îmbrăcăm. Să se vadă lucrul acesta în postările pe care le punem pe social media. Să se vadă lucrul acesta în felul în care noi vorbim și cu lucrurile cu care ne lăudăm. Să nu ne lăudăm cu ceea ce se laudă lumea, ci să ne lăudăm cu Hristos și cu El răstignit. Să ajute bunul Dumnezeu ca timpul liber pe care îl vom avea, să nu-l petrecem în lucruri care mai devreme sau mai târziu ne vor răni, ci, frații mei, și în concediu să fim creștini responsabili, care reprezintă pe Hristos. Un creștin, frații mei, de la felul în care se îmbracă, până la felul în care arată fața lui, că e plin de seninătate, plin de optimism, până la felul în care vorbește, până la felul în care se comportă, este diferit. Pentru că am fost chemați de Dumnezeu să fim altfel. Să ne ajute bunul Dumnezeu să trăim cu El și în concediu, pentru că doar cu Domnul
putem să avem parte de bucurie și de împlinirea vieții. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.